Bun, găsită numai puțin de 25.000 de lei, așadar aproximativ 5.000 de euro ar fi cheltuit Ștefan Godei doar într-o singură noapte în luna mai a acestui an pe distracții cu droguri, femei ușoare și lăutari. De asemenea, procurorii DIICOT au constatat că acesta și-a construit recent o vilă în sectorul 1 a capitalei și de asemenea și-a cumpărat un teren în capitală. Așadar, spun procurorii DIICOT, acesta ar fi câștigat sume uriașe de pe urma afacerii care în aceste zile a declanșat cel mai mare scandal din ultimii ani în ceea ce privește centrele de recuperare sau pentru îngrijire bătrâni. De asemenea, în referatul cu propunerea de arestare a procurorilor DIICOT, a celor 26 de persoane învinuite până în acest moment în acest dosar, referat care are numai puțin de 612 pagini, procurorii susțin că acele trei centre nu ar fi avut destui angajați, fiind zile în care într-un centru lucrau doar 4 angajați, iar grădinarul era pus să facă mâncare și să ajute la servirea mesei. De asemenea, multe persoane ar fi lucrat acolo la negru, așadar fără contracte, iar cele care lucrau pe anumite posturi erau folosite și pentru alte servicii pentru care nu erau plătite. Asta tocmai pentru faptul ca administratorii și patronii acestor centre să câștige sume uriașe de bani pe care ați văzut la începutul intervenției pe cele foloseau. De asemenea, procurorii și polițiștii care au făcut percheziții la începutul acestei săptămâni au constatat faptul că cei internați acolo, ținuți acolo, erau puși să facă ei curățenie pentru că nu aveau oameni angajați în acest sens. Chiar procurorii relatează o secvență de pe 22 iunie, așadar cu nici două săptămâni înainte de percheziții, în care beneficiarii acestor centre au fost puși să care 200 de găleți cu fecale, să spele pe jos și să spele geamurile. De asemenea, un fapt deosebit de grav relatat de procurori este faptul că controlele care aveau loc la aceste centre erau anunțate cu câteva zile înainte și în acest sens procurorii dau mai multe exemple, printre care și un exemplu din luna iunie, așadar de nicio lună de zile, când însă șefa de la DGSAP sector 3, cea care s-a suspendat din funcție, a anunțat că va avea loc un control, iar managerii centrelor au dat dispoziție să se facă curățenie și, citez, beneficiarii să nu fie îmbrăcați în zdrențe, cum erau ținuți de obicei. Detaliile sunt terifiante în acest dosar și săptămâna viitoare procurorii DIICOT vor afla de la Curtea de Apel București dacă se menține arestul preventiv doar pentru cele 4 persoane deja arestate preventiv sau obțin mai multe arestări preventive, pentru că ei solicită arestarea tuturor celor 26 de persoane deja învinuite.